Da, mântuirea lui este aproape de cei care se tem de el, pentru ca slava să locuiască în țara noastră. Îndurarea și adevărul se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută. Adevărul răsare din pământ și dreptatea privește de la înălțimea cerurilor. Domnul ne va da și ce este bine și pământul nostru își va da roadele. Dreptatea va merge înaintea lui și va deschide drum pașilor lui. Amin. Să fii mărit, Tatăl nostru din ceruri, pentru că dragostea față de fiecare din noi a fost mare, Doamne, și ne-ai adus iar înaintea măririi Tale. Noi ne unim într-o inimă și un gând, Te slăvim, Doamne, să-Ți aducem laudă pentru bunătatea Ta și pentru îndurările Tale cele mari. Îți mulțumim din suflet, ne-ai condus încă o săptămână, ne-ai păstrat viața, slavă și mărire numelui Tău pentru lucrul acesta, că ne-ai dat ocazia să Te lăudăm din nou și o facem din toată inima, Doamne, că Te iubim. Tu ne cunoști pe fiecare, avem nevoie de puterea Ta astăzi în ziua Ta sfântă și în celelalte zile să ne dai putere, puterea Duhului Sfânt, ca să rămânem lângă Tine, lângă poruncile Tale și să răspundem oricui ne întreabă cu stă scris. Îți mulțumim din suflet pentru toate. Acum Te rugăm să Te îngrijești de bolnavi. Avem atâția bolnavi în biserica noastră, în toate comunitățile, în țara noastră, în toate spitalele. Îndură-Te, Doamne, când strigă la Tine și cheamă numele Tău. Ai milă și de cei care n-au pâinea. Tu prin noi să-Ți deschizi mâna și, Doamne, să aibă toți pâinea pe masă. Îți mulțumim din suflet. Din suflet pentru toate îți mulțumim, binecuvântat și mărit să fii și Te rugăm să Te înduri și de copiii noștri. Slavă, Doamne, slavă pentru toate. Amin. Vă salut cu pacea Domnului și Domnul Iisus să ne binecuvinteze pe toți. În Exodul 20:16, Domnul ne spune așa, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Iar în ebraică spune, tu nu vei minți. În dimineața asta vom vorbi despre minciună. Trăim într-o lume a minciunii, dar noi nu facem parte din lumea aceasta. Suntem în lume, dar nu trăim ca lumea. Domnul ne-a spus să ținem legile și poruncile Lui, că și cine calcă o poruncă se face vinovat de toate. Noi știm cine este tatăl minciunii și nu vrem să facem voia Lui sub nicio formă. Am aici câteva exemple din Vechiul Testament și din Noul Testament despre minciună. Cain, minciuna criminalului. Avraam, o minciună pe jumătate. Acan, minciuna lăcomiei. Gabaoniții au mințit de frică. Anania și Safira au mințit cu imprudent, predestinată. O minciună deja fabricată dinainte. Noi ce fel de minciuni practicăm? De frică, pe jumătate, practicate, făcute mai dinainte? Nu cumva facem și noi parte din cei care mint? Oamenii au mințit dintotdeauna. Au mințit ca să acopere adevărul, au mințit ca să le fie bine, au mințit ca să dea bine în fața celorlalți. În Efeseni 4:23
cu 23 la 25 spune: să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați cu omul cel nou făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea lăsați-vă de minciună, fiecare dintre voi să spună adevărul, să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădularele unii altora. Iar în Proverbe, șapte cu șapte, cuvintele alese nu se potrivesc în gura unui nebun, cu cât mai puțin cuvintele mincinoase în gura unui om de viță aleasă. Dacă suntem într-adevăr de viță aleasă, dacă suntem copiii lui Dumnezeu, să aruncăm din gura noastră minciuna. Cei 144.000 au spus adevărul, în gura lor nu s-a găsit minciuna. În Coloseni 3, cu 9 și 10, spune: nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Ne-am dezbrăcat de omul cel vechi și suntem acum oameni noi. Toți când am venit la credință, sau chiar și cei care au fost în credință, au născut în credință, au tot lepădat câte ceva. Întrebarea este: de ce nu le pădăm și minciuna? Socotim că ea nu are așa o mare importanță, dar la Dumnezeu nu există păcat și păcățel. Și dacă Domnul spune că pentru o minciună nu vom intra în cer, ar trebui să luăm aminte la lucrul ăsta. Să, așa cum am lăsat celelalte lucruri vizibile din viața noastră, mă refer la cei care am venit din lume, eu însă și am venit din lume și am aruncat din primele luni sau din primii ani tot ce era vizibil în viața mea. De ce nu putem lăsa și minciuna? Pentru că minciuna nu poate să o cerceteze nimeni. Este cuvântul meu împotriva cuvântului celuilalt. Și numai Dumnezeu știe dacă am mințit sau n-am mințit, dacă am spus adevărul sau nu. Spune că da al nostru să fie da și nu să fie nu. Ce trece de la asta nu este de la Domnul, este de la cel rău. În Psalmul 107, în Psalmul 101, 7 cu 8, cel ce se dede la înșelăciune nu va locui în casa mea, cel ce spune minciuni nu va sta înaintea mea. În fiecare dimineață voi nimici pe toți cei răi din țară, ca să stârpesc din cetatea Domnului pe toți cei ce săvârșesc nelegiuirea. Cum vom sta înaintea Domnului când ne va lua la cercetat? Noi știm că perioada de cercetare este acum. Dacă continuăm să trăim în păcat, ce va fi scris în dreptul nostru? Va veni un timp când va trebui să dăm socoteală pentru toate faptele noastre. Și poate că alte fapte urâte nu facem. Poate că am lepădat chiar totul. Să facem posibilul și imposibilul și să lepădăm și minciuna din gura noastră, ascunzișurile din gura noastră. În ideea să ne fie bine, în ideea să nu ne facem de rușine, întotdeauna scornim câte ceva. Că e mică sau că e mare, e tot minciună, se cheamă. Îmi spunea cineva că trebuie să mă las de minciunele. A murit săraca soară. Și mereu îi spuneam: nu există minciunele. Minciuna mică sau mare e păcat. Sper că până la urmă sora s-a lăsat de ele și mă voi întâlni cu ea acasă. În Isaia 6 cu 5 atunci am zis: vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Cât de îngrozit era Isaia în clipa aceea, pentru că știa că este un om care mai spune câte o minciună din când în când.
era disperat când s-a văzut în fața Domnului și a dat seama că nu este perfect, că încă mai are acolo o lacună. Să nu iubim minciuna, să nu o acoperim. Dacă suntem fii ai luminii, suntem fii ai adevărului. Suntem îmbrăcați cu adevărul și minciuna nu are ce căuta în gura noastră. Iar cea mai elocventă lucru, cel mai elocvent lucru este în Apocalips 22:15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigașii, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Domnul să ne ajute să nu mai iubim minciuna sub nicio formă. Dacă practicăm minciuna, îl ținem departe pe Domnul Iisus. Nu poate să ne apropie de el, să se apropie de noi, căci cine calcă o poruncă se face vinovat de toată legea, așa cum am spus la început. Astăzi să fie o zi decisivă. Astăzi, cât se mai zice încă astăzi, pentru că mâine, ziua de mâine nu ne aparține. Să fie o zi decisivă în care să luăm decizia de a nu mai minți. Să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, ca să poată Domnul să ne îmbrace cu haina neprihănirii Lui. Căci toți vom fi ca Domnul, căci toți vrem ca Domnul să fie mântuitorul nostru și nu judecătorul nostru. Ne vom ruga în această dimineață în taină, fiecare se va ruga în inima lui, în sufletul lui. Și Domnul să ne dea putere să ne lăsăm de acest păcat. Este un păcat care nu ne va lăsa să intrăm în cer. Vom încheia cu o rugăciune de la învon. Pacea Domnului Iisus. Raportul școlii din sabatul trecut, Iisus și implicarea socială. Domnul Iisus este marele nostru exemplu de implicare socială, iar noi, ca membri bisericii, suntem o lumină. Suntem sarea pământului și este necesar să fim în contact cu societatea. El se descoperă ca fiind unsul, care le aduce săracilor Evanghelia, robilor de război scăparea, orbilor vederea, celor apăsați eliberarea și restaurarea. Aceasta a fost lucrarea sa cât a trăit pe pământ, axându-se pe învățătură, vindecare și slujire și ocupându-se în primul rând de cei necăjiți. Gândul său era să-i ajute pe oameni cu ce aveau ei nevoie chiar atunci și acolo, făcând abstracție de situația politică a vremii. Învățătorul legii știa că toate poruncile pot fi condensate în două mari principii. Care sunt? Să iubești pe Dumnezeu tot
Amin, așa este. În categoria aproapelui intră orice om pe care îl întâlnim și care este în dificultate. A fi aproapele cuiva înseamnă a împlini nevoile acelei persoane. Însă nu te poți apropia de cei pierduți dacă nu petrești timp cu ei. Dumnezeu nu recunoaște nicio deosebire bazată pe naționalitate, rasă ori clasă socială. El este creatorul tuturor oamenilor. Prin creație, toți oamenii constituie o singură familie și toți sunt egali prin răscumpărare. Domnul Hristos a venit pentru a dărâma orice zid de despărțire, pentru a deschide larg fiecare încăpere a templului, așa încât fiecare suflet să poată avea intrare liberă înaintea lui Dumnezeu. Dragostea sa este atât de largă, de adâncă și de mare, încât ajunge pretutindeni. Amin. Astăzi vom studia despre modul cum interacționa Domnul Iisus cu oamenii, cum i-a ajutat și a adus lumină în viața lor. Vă dorim un studiu binecuvântat!